Aș vrea să cunosc dacă președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, știe ce a făcut Silvia Radu la Burlacu, în satul Matale. În satul meu, când adică a fost acum două săptămâni, două sau una, când a fost o campanie electorală. Mm-hmm. Silvia Radu a venit în Burlacu, dar știți că ea a venit doar pe un cerc anume de cetățeni, membri, să vă zic. Eu am mers la punctul medical, toate că chiar nu știam. Indignată am aflat că va veni Silvia Radu și eu doar am întrebat de ce nu au fost anunțați oamenii ca să participe și alți cetățeni. Pe când Nichifăreac Natalia, președintele organizației teritoriale al Partidului Democrat din satul Burlacu, ne-a reproșat așa ascățit că cine a trebuit a venit. Eu precum aș fi netrebuincioasa. Deci ea speră să fie aleasă numai de membri de partid sau de cei loiali, nu de cei care pun întrebări, care critică. Eu cam așa și m-am gândit, pentru că am rămas uimită și în momentul când eu chiar doream să-i adresez careva întrebări și cu Silvia Radu a sosit încă și Sergiu Drangoi, care este secretarul organizației teritoriale al Partidului Democrat din raionul Cacul. Și acesta permanent m-a atenționat, nu doamna Rotaru, dar am vorbit, doamna Rotaru, dar nu trebuiește, adică undeva mă punea niște piedici ca eu să-i adresez întrebări doamnei Silvia Radu. Și într-un sfârșit, afară, când după ce au făcut ei un instructaj care pleacă în partea stângă a satului și care pleacă în partea dreaptă și ce să facă și care membri pleacă într-o parte a satului, care membri din cei care erau acolo, erau membri ale Partidului Democrat acolo la punctul medical, eu am rămas cu doar că se dă întrebări doamnei Silvia Radu și i-am adresat doar vreo două întrebări. Și ea a spus că o să rezolve problema mea, dar nu chiar a refuzat să fac careva notiții la problema mea și alte probleme care noi vroiam să le spunem, pentru că mai era o doamnă acolo. Deoarece doamna Nichifăreac Natalia, la fel, tot într-un mod ascuțit, pare mi se eu fi rupt și mâinii ca doamnei Silvia Radu la Sumanu și la Albastru, al lor cu trei trandafiri, cu o lua hadim în 1 mai, adică 1 mai, regiunea. Ca să nu stea să te asculti pe mata, da? Să nu stea pe mine, acolo în 1 mai, în strada 1 mai, ar fi alți cetățeni, poate mai importanți decât mine. Sau poate erau așteptați la vreo masă acolo, eu știu, pentru că au venit la ora 11 și la ora 12 au plecat, dar mie mi-au spus să aștept. Mie mi-au spus să aștept la punctul medical cu originalii, să demonstrez, să-i arăt materiale care să-l dea domnul Ghidirimski. Și eu vă zic, am rămas cu acele materiale în mână. Și nu mai vine, v-a dus din nas, v-a păcălit. M-a dus din nas pentru că Drangoi s-a întors la punctul medical cu mașina primarului, a luat mașina lui personală. Eu am insistat să merg și eu să-i dau doamnei Radu cele adică așteptate din ei. Îmi spune că o să nici nu știi unde sunt ei, să duci să-i caute. Pentru că chiar au făcut teatru, au făcut spectacol și mulți cetățeni s-au indignat. Precum că Silvia Radu doar a mers undeva vreo 300 de metri și a cotit-o la vale, a plecat la punctul 1 mai unde era așteptată din nu știu cine și cu nu știu ce fel de mese cuvioase și iată, am rămas noi cetățenii fără a expune problemele de majorare a pensiei sau și de probleme de sănătate care sunt la noi la și la oficiul medicilor de familie. Păi, dar piedea mea e degrevată din funcție și posibil să nu mai fie ministra sănătății sau credeți că după alegeri rămân la guvernare? Doamne, poate fi o mică schimbare, cu toate că doamna Băcalu, Elena Băcalu, este deputat, adică în Parlament, este din locuitarea statului nostru și cât ceva a mai contribuit. Dar vă zic, eu am rămas profund uimită despre atitudinea Silvia Radu. Da.